eu sunt Ada. Și eu sunt Cosmin. Bună, sunt Mila. Tu cine ești? Bravo! Bună, Sephora România! Bună, Sephora România! Prima întrebare, o scătare! A rămas fără microfon. Da! Nu. Bună, Sephora România! Da! Ne-am cunoscut în 2012. Da! Tommy! Ne-am iubit foarte mult. De fapt, ne știam cu 3 ani înainte de 2012. Ne știam și nu, ne știam din vedere și nu știam, nu știam cine suntem. Și ne-am dorit foarte, foarte mult să fim împreună din priviri. Și după 3 ani am reușit să ne cunoaștem. Măcar să știm cum ne cheamă. Da. A urmat o prietenie în care ne-am înțeles foarte bine de vreo 6 ani. Ne-am dorit foarte mulți copii. Eu mi-am dorit mai mult. După 6 ani am avut și ne bucurăm foarte mult de copii. Cu bune și cu rele. Cu bune și cu rele. Cu bune și cu grele. Dar e mult mai mult bun decât greu. E amuzant, nu-i plictisitor deloc. Da. Eu mă regăsesc în Tom. Pentru că e și el măscărici ca și mine. Îi place să facă oamenii să râdă. Și nu prea ascultă de... Nu prea are reguli. Mila... Mila e Cosmin. Nu mă regăsesc în Mila. Eu în Tom? În Tom mă regăsesc prin răbdarea care o are. Iar Mila... Observat. Sunt eu, Mila. Am conștientizat că sunt tată când Ada a născut-o pe Mila. Nu știu dacă Cosmin își aduce aminte, dar eu mi-aduc aminte perfect privirea lui când a văzut-o pe Mila în spital. Și toată lumea din jurul nostru spunea că dacă ar avea sân, ar fi mama perfectă. A fost chiar un tată ideal, din punctul meu de vedere. Mersi. Mersi eu că m-ai ajutat. Da. Dar știi cum a fost în spital, doamne, mă, ce? Parcă era ca la sală, serios, dacă nu. O noapte de aia de... Da. Cel mai tare mi-aș dori să... Se poate descurca în viață să facă ceva pe puterile lor. Mi se pare cel mai frumos. Pe lângă că mi-aș dori să fie, mi-aș dori multe lucruri bune pentru ei. Cel mai nașpul lucru care l-am făcut când eram mic, am spart un televizor de la de pe vremuri, bilă. Am vrut să, eram să-i trag antena, să-l trag televizorul de antena și l-am dat de pământ. Nu, a fost nasol. Mi-a fost ușor. Să-și trăiască copilăria. Să fie copil, să nu se grăbească să se maturizeze. Mi se pare că acum lumea se maturizează forțat mult mai repede. Clătite! Clătite! Nu clătite! Costințe! Costințe! Clătite! 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 Da, chiar azi! Chiar asta îl place să le faci! Clătite! Pa! Pa! Pa, super! Pa! 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 Salut!